Neața, bună dimineața, atâta cât poate să fie în materie de fotbal. Mai e ceva de zis despre Milan cu Spezia? Mai e oare ceva de zis? Cu Zlatan acolo, cu Giroud, cu penalti ratat, cu toate penibilismele care s-au întâmplat, m-am uitat la match live. Mai e ceva de zis despre fotbal? Mai e ceva de zis despre pariuri sportive? Superb. Extraordinar. Minunat. O nouă zi. Același prieten. Muia generală. 18 ianuarie 2022. Am pentru voi astăzi 5 evenimente. O cotă totală de 12.01. Primul dintre meciuri începe la 21, din seara la 9. Like, vă rog, din suflet la acest video, mă ajută foarte tare. Abonați-vă la canal și apăsați click pe clopoțelul ăla, setându-vă să chiar primiți cu adevărat toate notificările din partea mea. Pentru astăzi, așadar, începem cu Spania La Liga. De acolo culegem Betis versus Alaves. 1 solist. Câștigă gazdele, câștigă Betis. Continuăm cu Anglia, Liga a doua, League 2, Carlisle, Carlisle, cum îi veți găsi în aplicații, Carlisle versus Hartlepool, e un duel din care ne vom alege cu victoria gazdelor. Și aici, unul solist, câștigă Carlisle. Anglia, League 1, Liga 1, Rotherham versus Lincoln. Inclusiv aici mergem pe o victorie de gazde, mergem pe victoria celor de la Rotherham, punem unul solist și în tovăleala asta. Rămânem pentru încă un meci tot în Anglia, Conferința Națională de această dată, să avem un singur doi solist pe ziua de azi, singura victorie de oaspeți de pe ziua de azi, meciul dintre Maidenhead United și Chesterfield. Mizăm aici pe victorie de oaspeți, mizăm pe Chesterfield, o să punem doi solist. Și închidem fermoarul cu Italia, Cupa, pregătiți-vă de muie, Juventus versus Sampdoria. Pronosticul este unul solist. Sincer, nu știu. Puneți ce vreți voi. O să pun pe bilet, am redus deja bugetul, o să pun 20 de lei pe întregul bilet cu cotă 12 de azi, o să pun pe victoria gazdelor, o să pun unul solist, câștigă Juventus. După ce am văzut aseară, și după ce am văzut în general până la urmă în astea câteva luni, de când am început să joc pe stilul ăsta cu favorite, ok. Totul este sublim. Nu vreau să mai povestesc baliverne, pentru că ce aș putea avea de povestit când te uiți la o echipă ca Milan luându-și bătaie de la Spezia? Nu e nimic aranjat. Nu. Ele așa sunt făcute. Ei așa joacă natural. Așa se ratează penaltiurile. Da, totul este minunat. Totul este... Da. Milioane de dolari. Echipă super baștană, super bogată, cu Zlatan și cu Giroud și cu mama dracilor pe acolo. Așa se joacă fotbalul, da. Cât e poarta aia de mare, ratezi, îți dai seama. Îți dai seama, pe 3 triliarde de ore de antrenament, e foarte... Fotbalul e dificil, e un sport solicitant și... Du-te, dracu! Acestea sunt meciul lucrurile pentru astăzi. Vă urez mult succes în măsura în care se mai poate vreodată succes cu pariurile sportive și cu cum sunt parcă înțelese echipele cu casele de pariuri să jegmănească proștii ca noi. Să apară și vreun succes vreodată. Să nimeri, poate vom câștiga când vom nimeri pe pronosticuri, bilete, meciuri. Așa cum le-au stabilit ei să fie. Știi, când ne vom nimeri și noi pe ce au stabilit ei că o să iasă, poate atunci câștigăm. Așa să ne ajute Sfânta Fecioara. Dacă vreți și biletele mele lungi, pe care alea complicate și super grele, pomelnice de
8, 10 până la 16, 17 meciuri. Dacă vreți să aveți acces și la alea, eu le dau gata construite din aplicația Superbet pe grupul meu privat de WhatsApp. Vreți în grupul ăsta privat de WhatsApp, aveți detaliile de acces ca de fiecare dată în descrierea acestui video. Sunt bilete foarte grele, îți trebuie multă, multă răbdare, cu care eu sunt în clipa de față alături de băieții din grup la hiperlimită. Deci foarte, sunt, e o limită vecină cu cedarea nervoasă, cu obregea, cu bălăceanca. Dacă vreți să vă înscrieți la asemenea card de nervi și să așteptăm acolo împreună niște bilete care se strică efectiv zilnic și poate ies câștigătoare odată la 6 luni, deja nu mai zic 3-4 luni, în ritmul ăsta cu Milan care și-a bătaie de la Spezia odată la 16 ani, nici 6 luni nu mai e realist să zic că vom vedea biletele astea lunge și în câștigătoare. Mă rog, probabilități matematice și pariuri sportive. Hai să ne întoarcem la biletul ăsta scurt. V-am dat meciurile, vă urez noroc. Plecăm spre o nouă zi. Multă, multă baftă cu tot ce faceți și întreprindeți. Poate o să fie cândva, cumva, bine. Vă pupix!